Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Neconvențional. Alături de mine este un invitat de la care am învățat ce înseamnă cuvântul neconvențional, o persoană care a inspirat foarte mulți tineri și care cred că asta face și acum. Și mai multe vorbim cu Vlad Drăgulescu. Bună, Vlad! Bună, Mirela, mersi pentru invitație! Este o onoare să te avem aici și am și ceva emoții pentru că ești un invitat cu totul special și neconvențional, de când te știu. Da, mulțumesc pentru prezentare, nu știu dacă o merit, nu știu dacă inspir chiar așa cum spui tu, dar și nici nu știu dacă mi-am propus vreodată să inspir pe cineva, pur și simplu am făcut ceea ce simțeam eu sau ceea ce am fost eu inspirat de alte persoane să fac. Noi ne cunoaștem de foarte mulți ani și să spunem doar atât, foarte mulți ani. Și de când te știu, tot ai idei, nu știu, tot îți vin idei, tot faci proiecte, spectacole. Da. Cum ți-a venit sau cum te-ai gândit vreodată că o să ajungi să faci ceea ce faci acum? Sigur că m-am gândit așa în general, n-am știut niciodată concret că o să fac treaba asta, dar adică niciodată nu m-am pregătit, adică n-am știut, nu știu, sunt alții colegi care știau din totdeauna că or să fie actor, că or să facă teatru, eu nu am știut lucrul ăsta. Nici în momentul de față nu știu exact dacă fac lucrul ăsta, dar cumva tot ceea ce am făcut eu întotdeauna mergea către zona asta, fără să-mi dau seama și felul în care mă jucam, felul în care colaboram cu oamenii, interacționam cu ei, totul ducea spre o zonă a teatrului. Mi-am dat seama foarte târziu și cu foarte multă greutate că trebuie să fac această facultate, dar mă bucur foarte tare că am făcut-o și că mi-a dat un foarte mare prilej de a înțelege viața și de a înțelege cum mă pot eu dezvolta ca om. Când ne-am cunoscut noi, cred că erai tu în ultimul an de facultate, nu? Greșesc? Cred că... Sau erai oricum în facultate, clar. Da. Încă studiai. Și da, încă... Da, eram un student, da. Încă da. De atunci tu făceai proiecte altfel decât într-un mod clasic. Da, nu știu, n-am căutat niciodată să fiu altfel, adică nu... Ținta mea n-a fost niciodată să caut, să fac eu nu știu ce descoperiri și nu știu ce schimbări. Pur și simplu, ținta mea a fost să mă deschid și să încerc să înțeleg. Și prin faptul că am încercat întotdeauna să înțeleg momentul și să înțeleg oamenii cu care lucrez, ăsta a fost rezultatul. Nu? De la ei și de la timpuri a venit acest neconvențional, cum îi spui tu. Tu ești actor. Da, asta e principala mea meserie. Corect. De ce nu regizor? Pentru că ai lucrat și ai, începând cu amatori, cu tineri liceeni amatori, după care și cu studenți amatori. Da, sunt și regizor, nu numai actor, dar nici nu știu cum să mă prezint în ultima vreme, ce sunt. Nu știu, la un moment dat... Nu știu dacă am exagerat, am participat, era tot așa o întâlnire ca asta, dar la Casa de Cultură Traian Demetrescu și cumva am ajuns la titlul de antreprenor cultural la momentul respectiv, care, nu știu, sună într-un fel ciudat, dar cumva caracterizează tot ceea ce am făcut eu până acum, pentru că nu am fost niciodată doar actor sau doar regizor. Întotdeauna am făcut și acest antreprenoriat. În ceea ce înseamnă cel puțin arta asta a teatrului. Ce îți place să faci cel mai mult? Să fii actor sau să fii regizor sau antreprenor? Cel mai mult îmi place să lucrez cu oamenii, indiferent din ce raport, ca actor, ca regizor, ca director, ca producător și așa mai departe. Îmi place să am un grup de oameni cu care descoper. Și cred că asta, că tu ai spus de începuturile întâlnirii noastre, care se desfășurau acum nu foarte mult timp, dar suficient cât să mă uit spre vremea aia cu foarte multă bucurie. Și vreau să spun că acolo am învățat
niște lucruri foarte importante. Cu trupa Morfia, că despre ea este vorba de la care era, nu știu dacă mai există, nu cred că mai există, era trupa de teatru a colegiului Carol, când eu încă student am venit la voi, introdus de Alexandru Băureanu, cu care acum fac o echipă. Am învățat de la voi răbdarea, în primul rând. Pentru că era o nebunie, erați niște liceeni care alergați pe toate părțile, făceați și tot timpul începeam, dacă îți aduce aminte, repetiția cu vreo oră așa, în care fiecare făcea ce voia. Și dacă îți aduce aminte, după un timp am și transformat această oră într-un spectacol. Da. Cred că se numea Așteptându-l pe Cătălin, dacă mi-aduc aminte bine. Cătălin, care acum e colegul meu la Teatrul Național. Uite cum se schimbă vremurile. Da, și am făcut acest Așteptându-l pe Cătălin, inspirat de ceea ce făceați voi, de energia voastră. Și cred că acolo, cu voi am învățat să fiu neconvențional. Cu niște liceeni de la care am învățat extraordinar de mult și de la care eu mi-am luat toată energia și determinarea pentru a-mi pune niște baze în ceea ce am făcut eu mai departe. E greu să lucrezi cu amatori? E mai greu să lucrezi cu amatori decât cu niște actori profesioniști? Nu. Eu lucrez cu oameni în general. Uh-huh. Fără adică bariere. Nu mă interesează chestia asta. Pe mine mă interesează foarte puțin aspectul ăsta al titulaturii. Uh-huh. Pentru că, în general, eu caut o relație umană cu cel cu care lucrez și caut să mă îndrăgostesc de persoana respectivă. Și nu, când te îndrăgostești, nu contează cine este în fața ta. E persoana de care te-ai îndrăgostit. Cum? Și dacă mă îndrăgostesc, și de regulă mă îndrăgostesc, după aia începe o poveste frumoasă, pentru mine cel puțin, sper că și pentru ceilalți, în care eu îi descoper pe acei oameni și uneori și visez. Și mă gândesc la ei și cum pot să arate ei, cum putem noi să demonstrăm ceea ce ne-am propus să demonstrăm, sau nu neapărat, că nu întotdeauna ne propunem să demonstrăm ceea ce, pur și simplu să facem o expoziție, o instalație, cum a fost cazul unui proiect făcut cu amatori, cu Reacția Urbană, niște oameni de la care îmi iau extraordinar de multă energie și sunt fascinat la fiecare repetiție, mă uit la ei și îi admir și văd cum ce energie și ce îndrăgire au în a căuta sensuri în exercițiile pe care le faci. Da, nu mai vorbesc de plăcerea, care e nebună uneori. Își mai rup câte un coț, se mai julesc. De unde e inspirația pentru spectacole? Pentru că trebuie să vină de undeva. Încep să lucrez cu ei și trebuie de să existe o finalitate. De la ei. De la ei. Adică sigur că eu am un plan. Uh-huh. Eu am o temă. Și vreau să fac ceva și am niște parametri pe care mi-i stabilesc dinainte. Vreau să ajung aici, aici, aici. Dar acești parametri am, în momentul de față, sunt niște parametri care îmi permit să mă joc foarte mult în interiorul lor. Și să pornesc la drum, să fac ceva, dar nu știu ce fac. De exemplu, cu Reacția Urbană, trecută când am lucrat cu ei, am pornit la drum să facem un proiect. Și a ieșit o instalație. Nu știu ce va ieși. Acum sunt din nou la început de drum cu ei și nu știu ce va ieși. Ieri aseară aveam o idee ce va ieși. Să vedem la următoarea repetiție dacă îmi păstrez ideea respectivă. Sigur că ea este în parametrii pe care eu mi-am propus. Dar forma prin care noi ne arătăm oamenilor, asta acum se naște și asta îmi place cel mai mult. Că se naște cu ei, cu abilitățile lor, cu dorința lor. Pentru că, până la urmă, E vorba despre asta, despre dorință. Așa ai fost întotdeauna? Așa. Nu, și nu mai țin cum am fost. Sau, nu știu, iei momentele așa pe... Trăiești pe momente? Așa, în adolescență. Vorbeai tot de îndrăgosteală, așa. Da, aveai aceeași... Adolescența a fost o perioadă Woodstock pentru mine și n-aș vrea să intru în perioada respectivă. Eram foarte diferit ca adolescent față de cum sunt acum. Nu știu, cred că i-am întors viața la 180 de grade odată ce am terminat cu adolescența și am... Sigur că nici atunci n-am făcut excese niciodată și nu am... Sper că nu am deranjat niciodată pe nimeni prea mult. Că de deranjat știu sigur că am deranjat, dar în perioada de liceu ești revoltat, ești rebel, iar eu aveam cumva foarte mult din latura asta James Deaniană.
în care eram un rebel fără cauză și în care tot timpul mă luptam pentru ceva, nu știu pentru ce, căutam. Și cumva partea asta a rămas în mine, dar acum nu mai sunt un rebel fără cauză, cred. Cred că asta am câștigat și asta m-a ajutat trecerea de la adolescență la așa zisa maturitate prin care trec acum, este că mi-am găsit o cauză. Nu mai sunt ca în liceu, când aveam o expansiune de hormon, de toate ingredientele care se regăsesc într-un adolescent și acum am, cred că am o cauză sau sper eu că am o cauză. Ai ajuns la nivelul la care îți doreai tu? Adică în nu mi-am dorit niciodată un nivel, nu știu ce, unde sunt acum. Și, nu... și ești bine. Da, eu mă simt bine, adică sunt fericit, fac ceea ce îmi place, nu știu ce e nivelul. N-am un nivel la care vreau să ajung. Eu vreau să-mi trăiesc viața. Și asta e felul în care am ales să-mi trăiesc viața și vreau să o trăiesc la maxim. Dacă drumul ăsta trece și întâmplător azi ocup o anumită funcție, e doar un mijloc de a mă ajuta să trăiesc ceea ce mi-am propus. Și o poziție din care trăiesc lucrul ăsta, dar nu văd asta important. Ai suficient timp sau ți-ai dori să ai mai mult timp pentru ceva anume? Pentru că știu că teatrul te ocupă foarte, foarte mult timp. Este imposibil să negi asta. Și poate că ți-ai dori să ai timp pentru, dacă ar fi, da. Să... Da. Nu știu. Nu? Uite, încerc cât de mult să-mi împart timpul cât pot de bine între viața mea personală și viața profesională, că sunt două lucruri total diferite, două lumi total, total diferite și mi-aș dori să... De fapt, timp nu... am timp, am o groază de timp, numai că nu cred că îl folosesc cum trebuie. Că asta stăteam acum, încercam să-ți răspund că n-am timp să fac nu știu ce, dar dacă stau să mă gândesc, am timp să fac orice. Numai că uneori nu prioritizez cum trebuie și asta mi-aș dori, să învăț să-mi prioritizez mai bine timpul. Pentru că timp există grămadă. Dar nu, eu nu știu să-l folosesc probabil și atunci cred că trebuie să învăț lucrul ăsta. Cred că asta ar fi răspunsul la întrebarea asta. Nu timp, ci mai multă minte mi-ar trebui. Aoleo, Dumnezeule! Ca să știu cum să-l împart mai bine. Hai să te întreb așa, în copilăria ta, ți-aduce aminte... Făceai multe năzbâti, îți plăcea să te joci ca acum, că tu povestești așa de joacă ca un lucru care ți-e în sânge cumva. Înseamnă că de undeva... Da, mă jucam, nu știu, pentru asta trebuia să o inviți pe mama, ca ea să putea povesti mai multe din copilărie. Eu nu mi-aduc aminte foarte clar multe chestii, dar putem să intrăm în direct cu ea și să-i punem câteva întrebări. Da, cred că făceam ca orice copil, n-am mai stricat în jucăriile, că ții minte că nu... Nu prea aveam acces la toate jucările pe care le primeam, că era știut că o să le stric. Și de foarte multe ori le demontam ca să văd ce se întâmplă acolo. Și după aceea încercam să le montez la loc și bineînțeles că nu... Nu aveam decât meșteșugul de a le demonta, nu și de a le pune la loc, de a le căutam. Țin minte că odată mi-am făcut cart dintr-o tricicletă. Practic îmi plăcea să inventez lucruri, să fac... Și știu că asta mi-am făcut pentru că îmi doream foarte tare un cart. Și ai mei, na, nu aveau posibilitatea să-mi ia cart și aveam o tricicletă și după aia, uitându-mă la cart cum funcționează, că fundul așeza mai jos, știi, și mă uitam și mi-am demontat tricicleta și mi-am întors-o cumva invers, nu mai țin de cum am făcut-o, dar țin de că o transformasem într-un cart plug, pentru că așa eu smulsesem și rămăsese tija asta și aia fiind întoarsă, atingea pe jos și eu când mergeam cu cartul meu, tricicartul meu, Mergeam și aram peste tot prin curte și nu puteam să mă ascund că n-am mers cu ăla, că se vedeau urmele în care eu am mers cu ăla. Deci nu puteam să mint că n-am făcut eu chestia, că era evident că era de la mine. Deci, cumva, asta a fost latura mea de agronom. Că ai făcut puțin. Că am făcut și am făcut-o puțin. Pe toată chiar, dar n-am profesat niciodată ca inginer. Da, chiar am fost convins la un moment dat că o să fiu un agronom. Okay. Adică n-am făcut niciodată nimic întâmplător. Tot timpul am fost convins, chiar dacă a fost o prostie. Da, ai făcut-o cu credință. Am făcut-o cu credință. Și asta tot din am învățat-o. Nu o să zic chiar toată partea pe care ne spui tu cumva sau ne-o spuneai, dar ideea e că dacă faci ceva cu credință și o faci și cu poftă și cu credință și crezi cu adevărat în lucrul respectiv, ți va ieși. Da, păi ăsta e, cred că, un drum pe care poți să-l faci și să încerci să găsești și să ai șansa să găsești fericirea pe el.
ca să faci totul cu credință. Și de asta spun că eram foarte convins că o să fiu cel mai bun agronom și că o să fiu fermier și o să fac tot felul de chestii. Și după aceea când m-am dus la facultate așa și a trecut anul 1 și anul 2 și anul 3 și mă uitam la colegii mei cât de buni erau și cât de pasionați și cât de cunoșteau atât de multe lucruri. Adică eu eram acolo un mare outsider. Și foarte mândru că i-am văzut pe oamenii ăia cât de pasionați erau de toate lucrurile astea, pentru că eu am învățat de la ei ceva despre pasiuni. Uh-huh. Știi, văzându-i pe ei, neînțelegând ce vorbeau, pentru că câteodată vorbeau un limbaj străin, ei veneau deja în facultate uh-huh. cu un bagaj pe care eu n-aveam, nici măcar nu am avut țară când eram mic să mă duc undeva la țară, și veneau cu un bagaj pe care eu nu-l aveam. Și mă uitam așa la ei și mi se părea fantastic felul în care ei iau lucrurile în seamă și na, am amintiri ceva, frumoase episod, de acolo. Da. E un personaj pe care, nu știu, te gândeai de când erai mic că ai vrea să-l cunoști și acum, având ocazia sau, mă rog, prin funcția pe care o ai, da, să ai oportunitatea de a chiar al cunoaște? L-am cunoscut pe Mickey Mouse la Disneyland, la Paris. A fost o mare fericire, dar am făcut și poză cu el. Da, nu, revenind la întrebarea ta, cred că vrei să spui o personalitate, nu? Nu neapărat. Cineva, da, poate să fie și un autor de cărți, sau poate să fie un regizor foarte mare, sau cineva la care tu visai cumva de când erai mic și zici, domnule, aș vrea foarte mult. Un exemplu de genul ăsta este Alexander Bălănescu, pe a cărui muzică eu cumva am început să fac teatru, că chiar cu voi, cu Morfi, am început cu muzică din Quartetul Bălănescu. Și ascultam foarte mult muzica lui, de-aia am și folosit-o în spectacole. Și la un moment dat, când am avut șansa să lucrez pentru Filarmonica Oltenia, mi-am adus aminte de el și mi-am adus aminte de muzica lui și de cât de fascinantă era. Și l-am sunat, am făcut rost de numărul lui de telefon și l-am sunat. Era undeva în America de Sud, nu mai știu dacă Brazil, în Argentina era. Și mi-a răspuns un om la telefon cu care parcă vorbisem în fiecare zi a vieții mele. Și eram uimit și am vorbit și am vorbit și am vorbit. După care a rămas să ne vedem la București și ne-am văzut la București. Și vorbeam, povesteam. Și aveam senzație că îmi dădea o senzație că eu sunt vedeta și că el este omul care a venit la mine. Deci cumva atâta generozitate și atâta modestie nu mai întâlnisem până în momentul respectiv. Eram șocat să-l întâlnesc și să mă întâlnesc cu un om, un gigant care a cântat pe toate continentele, care a făcut muzică cu cele mai mari nume din ceea ce înseamnă compoziție contemporană. Ce să mai, o somitate în ceea ce face el. Și era de o modestie și de o curățenie atât de fantastică și în timp am devenit prieteni din momentul respectiv și aveam senzația că este colegul meu de bancă din liceu. Deci asta era relația. Iar el este un om extraordinar și nu cred că s-a comportat numai cu mine. Așa, cred că m-am uitat la el așa cum interacționa cu oamenii. El așa este el și asta e un lucru pe care l-am învățat și de fapt nu cred că l-am învățat, nu știu, încerc să-l învăț de la el, că nu știu cum o să arăt eu când o să fiu la vârsta lui și nici nu știu dacă o să fac câte a făcut el. Dar e bine de știut. Un alt om pe care n-am știut că vreau să-l cunosc, dar pe care trebuia să-l cunosc a fost Tim Carroll, un regizor britanic, un foarte bun regizor britanic. Actualmente este directorul Show Festival în Canada. Un om care a venit, cred că, la momentul oportun în viața mea. Pentru că, pe lângă faptul că de la el am învățat foarte mult ceea ce înseamnă gestiunea timpului și a energiei în procesul de lucru teatral, am învățat ce înseamnă să fii om, pentru că el nu era o lecție de teatru, el era o lecție de omenie, de viață. După ce eu i-am fost și asistent de regie, și traducător, și
M-a și băgat să joc în spectacolele lui. A făcut de două spectacole la Craiova. Și îmi aduc aminte că după primele două săptămâni mi-a zis Vlad, nu mai îmi traduce. Păi, nu mai îmi traduce, vreau să ascult eu. Și înțelegea ce se vorbea pe scenă după două săptămâni de stat în România. Sigur, studiase latina și greaca și veche în facultate, dar totuși nu e ca și când a studiat română, adică... Da. Nu știu, e ca și cum ar fi fost un italian care vine în România și spune după două săptămâni, gata, numai că înțeleg. Dar avea o capacitate fantastică. De a asculta. Și vedea foarte bine. Vedea, efectiv, după fiecare repetiție sau când ne oprea și ne spunea ce greșiserăm, toată lumea râdea. Toată lumea râdea pentru că avea un mod atât de bun de a te face să înțelegi ce ai greșit. Și îmi aduc aminte că după a doua producție pe care a făcut-o aici, a venit un foarte mare regizor român, cel mai mare, poate, la noi în la spectacol, la premieră, și a venit după spectacol și a zis, nu-mi vine să cred că a venit un englez să învețe pe actor să vorbească română. Pentru că a spus că a fost cel mai bine rostit Shakespeare în română pe care l-a auzit. Și atunci mi-am dat seama încă o dată, că nu-mi dădusem seama din repetiții, cât de bună este metoda pe care o are Tim Carroll. E sigur că aș putea să vorbesc ore în șir despre metoda lui, despre setul lui de întrebări pe care ne punea să-l punem fiecărei replici și așa mai departe și care îți dădea, nu-ți spunea să fă așa. Ajungeai tu acolo urmând acea metodă a lui, care mi s-a părut fascinantă. Tim Carroll a plecat de aici, a rupt West End în două, după care Broadway-ul a luat o groază de premii. Și sunt foarte, foarte fericit că am avut ocazia să stau în preajma acestui om și cred că el a fost un mentor de-al meu. Și ar fi al doilea. Neștiind, n-am căutat niciodată mentor, n-am înțeles niciodată treaba asta de mentor, învățăcel și așa mai departe, dar acum, uitându-mă retrospectiv, îmi dau seama că există niște oameni care sunt care niște mentori. Care ți-au schimbat viața cumva. Da. Iar cel de-al treilea personalitate este Declan Donnellan, pe care l-am întâlnit prin prisma festivalului Shakespeare și am stat de vorbă și din nou ne-am împrietenit și spunea el la un moment dat că asta este serendipity, ceea ce în română nu prea are traducere, dar s-ar spune cumva omul potrivit la locul potrivit. Și ne-am întâlnit și am discutat și încă discutăm și încă suntem prieteni și încă comunicăm. Avem vreo două proiecte pe care am vrea să le facem împreună, să vedem cum or să se concretizeze, dar faptul că l-am întâlnit și că am avut ocazia să-l invit aici să vorbească cu actorii în vreo două rânduri, mi-a dat ocazia să-l cunosc și ca persoană și să ascult poveștile și să-mi dau seama că poveștile lui au intrat foarte tare în ceea ce înseamnă personalitatea mea. Și am prins foarte mult din ceea ce povestea el. Iar la nivel de metodă de creație este absolut fascinant. Chiar aseară vorbeam cu un coleg despre întâlnirea. Prima întâlnire, eram încă la Filarmonică atunci când a venit prima oară și cât de fascinant a fost povestea lui de cum creează spațiu scenic. Și legându-se de Biblie și făcându-l ca un proces creațional conform linii Bibliei, așa cum e povestită ea că s-a creat lumea. Pentru că e foarte... Geneza este un text fascinant și care îți dă foarte multe chei. Am putea să vorbim oricum cu tine, am putea să vorbim mult. Da. Emisiunea se cam termină, dar aș vrea să ne povestești repede ce se întâmplă și în teatru, noul loc de joacă. În teatru se întâmplă foarte multe. Am aici revista Stagiunii. Nu știu la ce cameră trebuie să îndrept această revistă pentru un zoom, că mă uit acolo în ecran și mă văd, gata, am descoperit-o, asta e. Revista Stagiunii e suficient, nu trebuie mai mult zoom de atât. Ea se găsește și online pe www.tncms.ro și scrie sus, undeva în dreapta sus, Revista Stagiunii. Se poate descărca de acolo și găsiți în ea tot programul, începând de
Când a început ea din 15 septembrie până în 29 iunie la anul când se încheie stagiunea. Se încheie pe 29 iunie când teatrul nostru împlinește 170 de ani. Mulțumesc. Și sunt tot felul de cifre magice, așa cum ne jucăm noi. 170 de ani de teatru, marele domn Emil Boroghină împlinește 80 și marele domn și regizor de teatru Silviu Purcărete, creator, cei doi au creat împreună istoria modernă a teatrului nostru și nu numai a teatrului nostru, a teatrului românesc. Și m-aș hazarda să spun chiar și mondial, pentru că au influențat în anii 90 foarte mult scena internațională. Împlinește 70. Și practic avem un 70, 80, 170. Crezi în asta? Numerologie? Nu cred neapărat. Nu știu dacă cred. Nu știu dacă cred în ceva, dar cred în acest serendipity. Uh-huh. Și cred că lucrurile se și potrivesc, știi? Și par frumoase. Adică nu știu dacă înseamnă ceva lucrul ăsta, dar arată frumos. Adică 70, 80, 170 arată foarte, foarte bine și cred că are o putere, știi? Nu mă pricep că n-am studiat numerologie, nu... Am mai citit și eu pe aici, pe colea, dar nu sunt atât de citit încât să-mi dau cu părerea, dar sună bine. 70-80. Îți mulțumesc mult pentru energia bună pe care mi-ai dat-o. O să am o zi minunată. Mersi. Și eu la fel. Vă doresc și vouă să aveți cel puțin parte de oameni cum am avut eu invitatul de astăzi și rămâneți alături de Tele Craiova. Zâmbiți cât mai mult!